acum. Te gătești înapoi? Să iau o țigară, da. E frig afară, trebuie să-mi iau haina pe mine. Mă simt de rahat. Acum au camera. Vă rog frumos să-mi tăiați din buget. Cam 10 lei faceți. Am zis că să rămâi acolo și a zis. Deci toate se țin de mine, frate. Deci dacă... Ce să faci acolo? Să stai să... Nu, n-a vrut să stai. Dacă putea să mă aici în da, vreo, da. Eu așa am zis că din cauza lui fata aia care o avea el, prietena, vinea cu ea la mine. Le lua lucruri. Îți plăcea de ea bunica? Măi, sufletul, era stelită. O fată subțirică, frumoasă, decât că era blânduță la față. Avea un suflet de... Da, Alisandru, când s-a dus la ei acolo, s-a... că nu putea să fie să tragă dacă tasul era aici. Zice, haide, o să mergem la Cuscra, cum vine. Și ea nu a făcut nimic decât toată ziua pe internetul. A zis, asta îl ține pe teorul meu pentru bani. Nu, pii, nu s-a sculat ea nici măcar să facă un ceai. Alișoara s-a dus încărcat, încărcat. Da, nu e bine așa. Nu l-ai întrebat pe Teo de ce s-a despărțit de ea? Ce să zic, frate, uite, mă bucur de seara asta. Am discutat, dar nu am discutat atât de multe lucruri. Da, foarte mult. Să intre în casă și după aia. Nu, mă, eu îi mai ziceam mereu. Mama, te rog frumos. Mă, Teo, păi erau și singur. Și ce alta nu găsesc? Chiar musai pe aia? Nu, că zice, era materialistă. Nu-mi place. Când s-a oferat de aplicucită, să pomenește cu telefonul că e în spital. Ce mama e ce să fac? Să mă duc sau să nu mă duc? Că s-a dat la loc cum era. Nu știu dacă s-a dus, că... Cea că nu s-a dus. Mă bari în la spital să o vezi. Ridică picioarele. Ce să faci, bunica? Da, așa. Cu bune, cu rele, treci prin ele, da, și... Mă, soacră mea avea o vorbă. Dacă vrei să ții casă, suferi. Dar dacă nu suferi, i s-a despărțit băiatul de o fată, vor zice, 3 ani de zile cu ea. Și a făcut nuntă, să plimba, muncea cu toții, dă-i din. Ea nu știa că ei, în loc să se îndrăgostească, ei să bătea amândoi în casă. Până i-a găsit odată și a intrat peste ei. Și a zis, zice, ce aveți? Păi, zice, ce să faci cu nebuna asta, că ne bătem în parte. S-a dus și a vorbit cu masa. Nu poate să trăiască în felul ăsta. Și s-au lăsat. Și ea și în timpul de azi de singură și el are 2 copii. A zis, așa ceva nu se poate. În felul ăsta. Eu am avut-o pe fata asta, dar el nu a avut nici cununie, nici... Mânica, stai să mă duc să-mi iau ceva pe mine, că mi-e fric. Du-te, mă, ți-am zis.
cu... și am s-o de... sură de... focu. Da. Mm. Mâine o să murim de plictiseală, măcar Elena mere la întâlnire. A, chiar că o să ucem mâine? Așa am înțeles. Ce șmecheră e, a venit de 3 ori în casă, s-a dus și acum și mai este și la întâlnire și a mai ieșit și cu Dănuț. E cea mai norocoasă. Chiar că... Mișto, mișto. Eu ziceam că mi-aș plăcut să aleg între noi, dar nu era nemișto, că toate am fi vrut să, să mergem. Mai bine că ales dintre cele... Da, să nu se supere careva, știi? Pe care să alegi. Da. Că toate am fi vrut să, să mergem. Păi m-au spune că m-am pus la soare, știi? Ce soare? La lună? Nici luna nu-i. Stăm în ploaie. Zău, dacă nu-i bagă nici... Dacă să-i bagi, dacă în seara asta nu-i băgat, dacă nu-i bagă nici săptămâna viitoare, facem o cerere și zicem, frate, ori îi băgați și pe băieți și să facă și ei, dacă nu plecăm acasă, că toată lumea vrea să plece. Pă bune. Zău, păi ce am venit să stau și să ce? Mor de plictiseală și să... Vezi că toată lumea zice că vrea să plece. Aia nu o să fac chestiile astea. Îți dai seama că te urăși, frate, și al două săptămâni zici că stau aici de o lună. Ce o lună? Am făcut atâtea în două săptămâni, nici nu mai țin minte. Dar prostii, da, așa... Că până la nu mai venit pentru altceva, nu la cămin. Deci plouă. Observ, nu? Unde ne băgăm? În coșmelie? Ne ducem un șezlong acolo? Dar mă picură direct în ochi. Hai să stăm acolo, dacă nu fumăm, poate nu ne zice nimic. Unde? Să ducem un șezlong acolo, la șobolan. Da, nu, poate să închide ușa. A, a mă, că ajunge. Ei, dacă spun. Dacă zic. Dacă zic eu ție. Bă, dar nu încă avem voi. Da, șezlongul. Puneți-le în picioare. Nu, muta șezlongul de la loc. Plouă afară! Stăm aici cu șobola. Nu fumăm. Nu fumăm, stăm! Că toate că vină astea țigări, dacă să stăm în ploaie și nici în casă nu vreau. Nu, că e acoperit dar, acolo. Dar eu cred că are să vină bruma dacă plouă. Hai la început. Chiar are câte două două. Și locul... Și le lua așa. Deci el făcea mult acasă, acum... Na, să stai numai... Să stai și să mănânci. Și au și un aparat sau ceaua ce de care ori avea, nu știu. Dar na, sunt 12 băieți care... Da. Și dacă n-au ce face, majoritatea vrea da, să facă. Da, vrea să facă. Da, uite, a început să plouă. A început să plouă, da? De-aia s-au băgat fetele. De-aia s-au băgat fetele. Hai, uite ce frumos plouă, n-am mai văzut de când am plecat de acasă, de atunci plouă. E, mai e până la brumă. De vedeți voi ploaie, mă. Ia uite ce plouă, uite în lumină. La nuvea, burează. Așa, în da, de la reflectorul. Ai, asta e toamna, ai. Păi, de asta e toamna. A venit toamna, a venit toamna. Toamna. Nu știu, o să vină și iarna, iarna. Uite, vezi, a venit toamna și noi stăm mai eu. Și o să vină și dar noi de ce nu ne îmbrăcară să fie luat ceva pe noi? Mimica are păr acum așa. Vrei, da, poți să dormi. Dar dormi, bă. Eu mă gândeam că nu mai dormi, dar atâta fericire nu mai te ia somn. Asta sunt. Mă, zici că iau ceva de somn de ce dormi. Păi și eu la fel ziceai că luasem ceva de somn la emisiune, îmi venea să pic jos.
Deci nu mai acolo puteam, eram terminată. Aș fi dormit păi imediat. Cred că dacă lăsam un pic apă așa, imediat mă lua somnul. Era și cald și una. Da. Și a doua stam degeaba și trebuia să stai... Și să nu vorbești nimic? Tragi de ochi, tragi de ochi. Acum pot să stau 5 ore în pat, că nu mai merg. Așa eram și acasă. Soțul stătea, mai avea treabă pe acolo, pe la graj, când vinea. Zice, ce faci, fă, tu ai adormit? Hai, bagă-te în pat, plinge becul și... Dacă se poate la matale să pleci, matale să vină fata, atunci plec și eu acasă să vină mama. Te mai aduci pe ea la ședere aici. Da, da. Dacă e drag să vină? Eu știu. Când o fi văzut ce s-a întâmplat cu toate alea, nu mai vine, cred. Ne, nu mai vine. Da, ce? Nu vine. Doamne, ferește, dă mai rău. Aoleu, îi transmit lui mama. Mamă, mai mă duc și eu acasă, vin o matră. În locul lui bunica. Pleacă bunica, vin matră. Hei, ce m-aș duce bunica, și acasă, da. Bunica Ioana. E că fac rău că plec. Că așa mi-a zis, mamă, ai răbdare. Dacă vrei veni, să faci ceva, veni, da, dacă vrei să faci ceva și pentru mine, ai păi niște da, normal. Du-te și tu începutul și pe urmă vin eu. Ia ca mare cuvânt. Păi normal, na. E conștientă și ea, na. Că... Ce să... E doamna Cati, dar e bărbați. Poate că nu vor să rămâie singuri. E, de încolo, eu am lăsat băiatul de 13 ani. Ce să fac? Na, mă doare sufletul și de ăsta. Da, păi... N-ai ce să faci. Ce vă zisei? Că păi... împărți inima în două. Una pentru ăla păi de acasă și una pentru ăsta. Normal, așa e. Cum e, e unul și altul. I-am zis și lui, nu pot să mă condamn. Mă lipsesc de toate, dar numai să-l ajut și, să o ajut și pe ea. Normal. Mă întreba mereu, ce faceți, vă, vă duceți încolo? Nu ne alege marine, că era lumea acolo, ca la aruncai banul și nu. Da, matale erai deja aleasă, nu? N-am știut o perioadă bună și când am știut, zice, mama începe după 15 încolo. Când? După vreo câteva zile, zice, mama e să știi că a zis pe cutare dată să vin, ăă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 ă
și eu am treabă și eu n-am ce să fac. Ce-i după mine și așa e asta. Păi da. E treabă și mai principal este că am promis că fac la mine pomana lui mama și trebuie să mă zgudui puțin, aveam de tras, da, scuturi și eu și așez în nou și cu asta basta, că doar n-a jucat. Dau și eu drumul cu un hol, pun masa, îmi pun vasele. Când vrei faci treaba? A? Când faci treaba asta? Ar trebui să o fac acum, în noiembrie, face anul, dar noi ne grăbeam să facem mai din timp. Crucea deja i-am ridicat-o înainte de a veni aici în ziua aia, a venit sormea cu unul care aduce cruci, zice, iată, fă-i mie, hai că mergem și așa zic. Pătăticul a scos așa de frumos pe cruci, că i-am pus pe amândoi pe cruci. Tăticul e îngropat la mobilița la mine. Tot și el face economie. Și vede. Ce făcură Mădălina veniră? N-a venit, nu? Brava. Mai stau pe o oră. Da. La 10. 3 ore, după 10 încolo o să vină. Am surorile care ne îngăduim cu toate, de când a murit mama, ne-am îngăduit, am făcut toate alea ca lume.
trebuie să luăm de pomană, să dădem de toate, începând de la pat, masă, scaun, de tot ce trebuie. Ne-am unit, am strâns bani și i-am dat la o soră care-i mai... E nor, dar nu plouă. Măcar dar plouă. Că n-a plouat deloc. Ar fi bine dacă... Deloc, dar atâta timp... E o secită niță, poate aia. Da, cum o fi? Oare? Păi da. La noi a plouat 3 zile. N-am plecat noi de acasă atunci. Păi era a treia zi. Încă au putut să bage sare, că au... tractoare de alea mari, cu pruguri de alea mari, numai din alea au și discuri și... Terminaseră și foarea de treierat când am plecat noi. Lasă, culeagă să... Au pulios ei, nu știu, porumbii. Al nostru și-a luat băiatul tractor și și-a luat de toate alea, de... Ar asemănat... Și-a luat și să bage la coceni, tocătoare,